Cătălin Botezatu este sărbătoritul zilei, acesta a împlinit frumoasa vârstă de 55 de ani. Poate nu v-ați fi așteptat, dar acesta muncește și de ziua lui de naștere. Creatorul de mod a menționat că anul acesta nu va face o petrecere fastoasă din cauza restricțiilor impuse de pandemie, ceea ce nu-l deranjează prea tare pentru că preferă să se concentreze pe proiectele pe care le are. În cadrul unui interviu, a anunțat că pregătește un proiect măreț pentru anul viitor. Celebrul designer nu a vrut să dezvolui despre ce este vorba în mod concret, dar a menționat că este ceva ce nu s-a mai făcut până acum în România. Întrebat dacă este ceva cu și despre modă, Cătălin Botezatu a sugerat că și acest aspect este inclus, dar va fi mai mult decât atât. La anul, cred că o să vă surprind cu un proiect mare. Pregătesc un proiect care înseamnă glam dus la maxim pentru România, nu cred că s-a mai făcut așa ceva. Este un amalgam cu de toate, foarte fain, la care o să invit toate viziunile, a dezvolui Cătălin Botezatu în cadrul unui interviu. În mod evident, pe plan profesional, Cătălin Botezatu are un succes răsunător, iar asta se datorează faptului că a ales să dea uitării împlinirea pe plan personal, susține acesta. Se pare că în perspectiva creatorului de modă, succesul pe ambele planuri nu poate fi o realitate în cazul lui. Am ales. Este greu în poziția în care sunt să le ai pe toate. Trebuie să știi cum înclini balanța, iar eu am ales. Balanța a înclinat în favoarea profesiei, succesului, celebrității. Nu le poți avea chiar pe toate, a concluzionat creatorul de modă.